O intersecție nedirijată din parcarea unui supermarket situat la ieșirea din Sibiu le dă mari bătăi de cap șoferilor. Pentru că indicatoarele rutiere lipsesc cu desăvârșire, se circulă haotic și nu de puține ori șoferii sunt implicați în tamponări. Imaginile pe care le vedeți au fost surprinse de un telespectator al Antenei 1. El se plânge că la ieșirea din parcarea supermarketului, la intersecția cu drumul care vine dinspre Shopping City, semnul de cedează trecerea apare doar pe asfalt, chiar în mijlocul acestei intersecții. Nici vorbă de prezența unor indicatoare rutiere adevărate. De fapt, în așa zisa intersecție sunt două semne de cedează trecerea, însă pentru că drumul nu este marcat corespunzător, șoferii sunt debusolați și nu mai știu cine are prioritate cu adevărat. Telespectatorul atrage atenția că odată cu venirea iernii, semnele de pe șosea vor fi acoperite de zăpadă, iar atunci situația va deveni și mai confuză. Și nu este singurul șofer nemulțumit. Pe internet există mai multe filmări care surprind pericolele uriașe la care sunt expuși șoferii și pietonii în parcarea acestui supermarket. Despre ce este vorba și mai ales cum comentează autoritățile acest subiect, aflați în următoarele jurnale de știri de la Antena 1 Sibiu.